toată lumea alerga cu butelii de oxigen, se păcupă turi cu apă, cu ce era nevoie, erau colegii de la ISU care și ei dau o mână de ajutor acolo, cadrele medicale de la infecțioase care încercau să găsească pacienții. Fiecare încerca să-și facă treaba lui și să acorde primul ajutor pacienților. Da, era fum, dar scoseseră pacienții de pe secție când am ajuns. Eu, alte echipaje au ajuns mai devreme și au transferaseră deja colegii mei o parte din pacienții de la infecțioase la Spitalul Județean. Se duceau, transferau, se întorceau, luau alți pacienți și tot așa. Nu, prin o misiune de așa avevură nu am avut până acum. Dar și sperăm să nu mai avem. Erau la poarta spitalului, erau probabil rude ale pacienților internați care își căutau, întrebau fiecare de ruda lui. Era tristețe, agitație, foarte greu. Dar în sufletul noastră ce era? Mă uitam la pacienta pe care noi am resuscitat-o, mă durea sufletul, că și noi suntem oameni, nu suntem de fier. Ne gândeam ce tragedie s-a întâmplat, greu. Mă gândeam și la familia ei când o să afle, foarte greu. Știți ce s-a întâmplat cu cele două persoane resuscitate? Dacă au fost da, din păcate pacienta mea a fost declarată, am declarat-o decedată, la fel și colega mea.